La nivel național, mai mult de 60% dintre români spun că au fost nevoiți să dea bani sau cadouri personalului medical pentru a beneficia de mai multă atenție în timpul îngrijirilor din spital. Asta reiese dintr-un studiu care mai arată că atunci când vine vorba despre recompense acordate de către pacienți, chirurgia se află pe prima poziție. De asemenea, plata informală se practică și pentru simple analize medicale sau pentru un consult la medicul de familie. Am vrut să aflăm dacă giurgiuvenii au dat vreodată bani medicilor sau asistentelor din spitale. Răspunsul a fost unul negativ și categoric din partea multora dintre ei. Ați fost nevoit vreodată să dați șpagă în spital pentru a vi se acorda atenție? Nu am avut posibilitatea ca să dau șpagă, dar am fost internat, dar n-am avut posibilitatea să dau. Nu. Deci nu am dat. Dar ce părere aveți de cei care dau șpagă la doctor? Nu știu, poate sunt nevoiți. Nu. Ați auzit de cazuri? Nu. Nu, deocamdată. Adică până acum am avut probleme de genul ăsta. Se aude, dar... Ce părere aveți de cei care dau? Cred că s-a împământenit, s-a învățat din muși strămuși obiceiul ăsta, că dacă te duci trebuie să dai, dar nu că ți-ar cere, eu n-am întâlnit. Am întâlnit și o doamnă care la auzul întrebării a rămas fără cuvinte, ceea ce ne face să ne ducem cu gândul la expresia și tăcerea e un răspuns. Ați fost vreodată nevoită să dați șpagă în spital? Pentru a vi se acorda atenție, n-ați dat la doctor? Sănătate, numai bine. Potrivit unui alt rezultat al cercetării, pacienții sunt de părere că medicii care activează atât în sistemul public de sănătate, cât și în cel privat, ar trebui remunerați, ținându-se cont de evaluarea primită din partea celor pe care îi tratează.